de la plăci până la apropiere de Cristina sunt o serie de tumuri, atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a ADN-ului. Tumuri care în ultimul timp au început să fie săpați datorită unor lucrări de investiții în zonă. Spre norocul nostru am avut ocazia să găsim în tumulul B, cum îi spunem noi, la cei doi tumuri de la Păulești. În tumulul B am avut ocazia să găsim un mormânt probabil de mileniu 1, pe ce ne cuman încă nu știm, la capul individului sau individei aflându-se craniul unui cal. Oasele calului, restul osimintelor de la cal nu le-am găsit, probabil că animalul a fost tăiat, s-a jdat capul calului, restul... Sau ar putea fi mormântat peste cal? Sau ar putea fi mormântat peste cal, urmând să vedem acest lucru. Este o raritate? În zonă, da. În zonă, da. Poate și niște cercetări ulterioare vor mai scoate la suprafață astfel de morminte. Am văzut că avea și zăbală. O zăbală, da, un obiect de la harnașamentul calului. De zăbală aceea se legau hamurile, ca să spun așa, să fie mai, pentru a fi condus calul mai ușor. Obiecte din piele de la zăbala respectivă nu au fost găsite, pielea fiind cunoscut că e un material organic și se degradează foarte repede. Era câțiva zeci de metri de alt tumul important, l-ați găsit? Da, în spatele meu, la circa 100 de metri, se află un alt tumul, unde au fost descoperite două morminte de epoca bronzului. Probabil, tot datele ne vor spune concret perioada respectivă. Zona, ce ar însemna? Că zona a fost o zonă destul de propice, între ghimele spus, mormintelor și pe de altă parte a fost un fel de, hai să spunem, bulevard din epoca bronzului, în perioada migrațiilor și așa mai departe. Analizele antropologice vor determina atât sexul cât și vârsta. Dar dacă se va confirma? Dacă se vor confirma, înseamnă că suntem băieți deștepți. Cam 3.000-3.500 ar fi vârsta lor. 2000, nu știu, 1500-2000 lor, deci 4.000 undeva. Aveau un ritual anume de înmormântare? Capul era orientat către vest, ritualul era foarte simplu, genunchii erau adunați la piept, mâinile fiind adunate undeva sub craniu, la unul și cel al doilea avea mâinile cumva în zona abdomenului, nu înseamnă că-i crește. Este foarte, foarte, foarte rară în zona asta, în afară de două descoperiri izolate, de la Vadul Săpat și de la Tăcior. Prea avem informații despre populațiile astea nomade, cele care s-au perindat în această zonă începând cu secolul 8 și au continuat până în secolul 13, de la bulgari până la cumani. Și aici avem un exemplu cum își mormântau oamenii, adică alături de individ puneau un craniu de animal sau părți dintr-un cal. Avem aici un craniu de cal și cu zăbala din fier. Nu cred că este tot calul, cred că mai găsim bucăți din el. Deja am găsit în zona picioarelor defunctului alte resturi de cal. Ce semnificație ar putea avea? Probabil calul era un animal foarte important pentru acești oameni, pentru că erau, în primul rând, că erau nomazi, se mișcau foarte mult. Calul era indispensabil, e clară treaba asta. Avem și informații legate de aceste populații care aveau cai și mai departe. Și individul pare să fie un individ foarte tânăr, eventual chiar de sex feminin, după oase care sunt destul de gracile, destul de... Vechimea spre 1000 de ani, vechime, ceva în genul. Gândiți că o să găsiți dedesubt și alte Da, sigur, aici avem o movilă care probabil construită în epoca bronzului, undeva la începutul epocii bronzului, cu vreo 4.000-4.500 de ani. Și în baza acestei movile, cu siguranță vom găsi un mormânt din epoca bronzului. Acesta nu este decât un mormânt secundar, care l-am găsit aici sus, la 40 de centimetri. Era un obicei al lor să și mormânteze de funcții în aceste movile deja construite de alte populații cu mult timp înainte.